Ambasadorul Poloniei la București, excelența sa Marcin Vilcek, s-a aflat ieri în Baia Mare într-o vizită oficială. Cu această ocazie a acordat un scurt interviu televiziunii Teleplus Maramureș, în care a precizat că a mai fost în județul nostru anul trecut, când și-a petrecut o parte din concediu în Maramureșul istoric. We really enjoyed visiting and we were in Baia Mare. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că a fost un timp petrecut cu familia, au fost la Săpânța, au vizitat tot ce este de interes în zonă. Este un lucru minunat că suntem o parte importantă a Europei, ne dezvoltăm rapid din punct de vedere economic și totuși am reușit să ne păstrăm tradițiile. Este puțin probabil ca excelența sa să revină în Maramureș în concediu, cel puțin în perioada imediat următoare. This year I think we'll go further south because we have also other places in Romania. În acest an au planificat să viziteze partea de sud, să vadă și noi locuri, având în vedere că este un ambasador, are un timp limitat, un mandat de aproximativ 4 ani, așa că trebuie să acopere cât de mult posibil. Cu ocazia interviului, excelența sa Marcin Vilcek a mulțumit pentru ospitalitate maramureșenilor.